I spoke with Mr. Samer, who has over 33 years of professional experience in the field of automatic gearbox repairs. So, the 11 questions to which I received answers to the point, and I hope will help as many people as possible who own or want to buy a used or new car with an automatic transmission. First, look for the CC icon in the lower right corner of the screen to enable the English subtitle. Cum avem grijă de o cutie automată sau cum întreținem o mașină cu cutie automată? Prin schimbare ulei la cutie. De ce, exemplu, vânzătorul auto sau producătorul ne obligă să schimbăm uleiul la cutie la anumite mii de kilometri? La motor. Ne obligă să schimbăm uleiul la motor. Venim înapoi și facem service la ei. De ce nu ne obligă ca să fie garanție valabilă să schimbăm și uleiul la cutie? Aici semnul întrebare. Da? Deci uleiul la cutie se schimbă. Nu este lifetime, nu este long life. Repet încă o dată, long life poate să fie înseamnă durată mai lungă, fiindcă e full sintetic, rezista, dar lifetime înseamnă 100.000 de kilometri sau 2 ani de zile cât oferă vânzătorul auto. Deci garanții se termină la 100.000 de kilometri. Deci noi trebuie să facem schimbul de ulei între 60.000 și 80.000 primul schimb. Apoi la fiecare 40.000 facem schimbul de ulei la cutie. Orice cutie automată, o fi DSG, o fi Multitronic, o fi Aistronic, o să fie Tiptronic, orice tip de cutie automată, o fie făcută în Europa, în Japonia, ZF, Aisin, DSG, Multitronic, toate se schimbă la aceeași timp, fiindcă cât schimbul ei înseamnă lungește viața la o cutie automată. Simplu. E foarte simplu. Și iară cel mai important lucru, noi avem mașină cutie automată, să spunem, eu sunt nou cumpărător de cutii automate, nou utilizator. În viața mea am avut o cutie automată. Ce fac? Cum să conduc ca să lungesc viața, să nu ajung la service, să repar? Simplu. Punem motorul, punem în drive, piciorul pus pe frână, punem pe drive, după ce am pus piciorul pe frână, nu iau piciorul de pe frână și plec. Aștept câteva secunde, se încarcă cutie cu ulei, iau piciorul, o plecat singura, accelerez ușor și mă duc mai departe. Iar la fel, intru într-o parcare, sunt în drive, vreau să o bag, merg în mașelier, cu mașelierul, ca să o bag în parcare. Să am puțină răbdare, câteva secunde, când pun în mașelier, în R, aștept câteva secunde să încarc cu presiune iară, ca să pot pleca mai departe. E foarte important plecare de pe loc, să nu plecăm nervos, forță, mai și la semafor. Ce fac? Unii mă întreabă, dom'le, eu stau la semafor un minut, două sau trei, țin piciorul apăsat pe frână, sau iau piciorul să pun pe parking, sau pun pe N. Ce să fac? Care e mai bine? Oricare variantă e bună. Unii zic, nu e bună, fiindcă rămâne în sarcine, rămâne încărcată cu presiune. Este adevărat, este încărcată cu presiune, dar avem o valvă, în momentul când noi am pus piciorul pe frână, valva decupliază de fapt locul de valve, și face doar circuit, intră uleiul și circulă uleiul prin cutie. Dar nu carcă cutie, nu dăunează cutie, deci aici e la plăcerea noastră. Vrem să ținem piciorul pe frână? Putem ține. Putem să punem pe parcare? Putem, dar nici o variantă dintre ele nu dăunează cutie. Cam atâta. Subscribe to YouTube channel, Tutoriale Auto, and turn on the notification bell to find out the answers to the next 10 other questions that I will upload soon.